la versetul 5. Botezați cu Duhul Sfânt. Sunt două botezuri și astăzi în lume, cel cu apă și cel cu Duh. Iar oamenii au de obicei, cei mai mulți, numai pe cel cu apă și tot mai puțini sunt cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu apă îl fac de obicei oamenii. Cel cu Duhul Sfânt îl face numai Dumnezeu. Botezul cu apă le dă oamenilor o religie, un cult, un act omenesc, confesional. Cel cu Duhul Sfânt le dă o putere, o lumină, un foc ceresc. Botezul cu apă nu îl schimbă pe om într-un nimic. Botezul cu Duhul Sfânt îl face un om nou, un om duhovnicesc, un născut de sus. Botezul cu apă nu îi cere omului nicio dovadă. Botezul cu Duhul Sfânt îi cere omului 1000 de dovezi. Botezul cu apă nu te angajează într-un nimic. Botezul cu Duhul Sfânt îți angajează toată ființa ta. Botezul cel cu apă te face rece. Botezul cu Duhul Sfânt te aprinde, te înflăcărează, te umple de foc. Botezul cu apă îl poate primi oriunde. Botezul cu Duhul Sfânt nu îl primești decât în Ierusalim. Botezul cu apă este pe din afară. Botezul cu Duhul Sfânt este pe dinăuntru. Botezul cu apă este peste trup. Botezul cu Duhul Sfânt este peste suflet. Botezul cu apă este o mormântare. Botezul cu Duhul Sfânt este o înviere, cum scrie la Coloseni 2:12. Aceasta este deosebirea în toate religiile lumii, dintre cei mulți botezați numai cu apă și dintre cei puțini botezați și cu Duhul Sfânt. Acum, suflete dragă, cercetează-te tu însuți și vezi dacă într-adevăr ai și botezul Duhului Sfânt sau numai botezul în vreo apă. Dacă te-a botezat cu adevărat și Duhul Sfânt sau te-a botezat numai vreun om sau vreo sect. Și dacă ai și roadele botezului cu Duhul Sfânt sau numai faptele botezaților cu o apă confesională sau cu mai multe astfel de ape moarte. Să ne înțeleagă bine toți cei care citesc că aici nu este vorba de cei care se laudă cu toate gurile lor că au botezul cu Duhul Sfânt, ci de acei pe care faptele lor îi laudă, îi arată și îi dovedesc că îl au într-adevăr, fiindcă cine îl are nu se laudă, iar cine se laudă nu-l are.